Continuăm așadar prezentarea noastră, de data aceasta cu cartea Carol al II-lea, Un rege. Te rog să continui, Daniel, pentru că e prezentarea cărții tale și am înțeles că ai și un ajutor. Cea mai romanțioasă, cu toate că în spate are la bază documentul istoric. Documentul istoric din mai multe arhive, în special Arhiva Națională de Istorie Centrală, dar și de la Iași, și de la Piatra Neamț, și de la Constanța. Pentru ea au trudit mai mulți documentariști și considerăm că această carte a devenit o frescă interesantă a unei perioade destul de lungi, o biografie și un portret a unui rege care a primit de la Dumnezeu o moștenire absolut extraordinară, o Românie mare, întreagă și frumoasă, dar care a reușit să o destramă. La primul titlu al cărții am folosit și sintagma și sfârșitul democrației. Într-adevăr, cu Carol al II-lea se sfârșește democrația cu adevărat românească, au început dictatorile. Mulțumesc! Recunosc că pentru mine este o premieră să discut despre o carte care are în centrul ei un personaj absolut fantastic, Carol al II-lea. Este un personaj fantastic, dacă ar fi să glumim un pic cu trimitere spre viața lui personală, este un personaj, chiar dacă nu știu, sună foarte bine, priapic. Pentru că așa s-a manifestat în tot ceea ce a făcut. Carol al II-lea, așa cum l-am primit noi din istoriografie, apărea ca un personaj aproape malefic. Omul care a primit România Mare și a făcut tot ce a putut să distrugă sistemul partidelor politice și apoi să ajungă să-și impună propriul său stil de conducere. Această carte ar trebui să ajungă în fiecare școală și la cât mai mulți elevi. Și vă spun de ce. Ea nu este o carte pentru elevi neapărat. Dar, dacă vrei, de exemplu, să le explici celor de azi ce s-a întâmplat atunci și să înțeleagă ce se întâmplă azi, pot să o faci în diferite moduri. Se spune de obicei că istoria o scriu învingătorii și asta cam așa este. Dar din când în când, cărțile de istorie le scriu oameni care încearcă să fie cât mai obiectivi și Daniel și echipa au reușit să scrie o carte, eu spuneam dimineață cuiva aici, că este o carte care poate reprezenta un punct de cotitură în modul în care cineva dintr-un județ se apucă să facă istorie la modul profesionist. Și acum, lăsând la o parte toate laudele, cartea, eu vă recomand, este scrisă bine, este scrisă pe bază de documente și este scrisă într-un stil atractiv. Poți să o citești aproape ca pe un roman. Iar dacă mai ai și plăcerea să te mai duci la două, trei dintre trimiteri, vedeți ce perspectivă se deschide. Acum eu aș vrea să încercăm să mai și zâmbim un pic, serios. Deci, dacă vrem să înțelegem ce se întâmplă acum, sau ce s-a întâmplat în trecutul apropiat, citim această carte. Și observăm că avem un personaj care a încercat să devină dictator, să-și impună stilul său de conducere. Ce a făcut? A făcut în așa fel încât a distrus sau a slăbit foarte mult partidele politice. A creat în jurul său o camarilă care suferea de o boală. Cât mai mulți bani. Și asta de unde? Din afaceri cu statul. Care afaceri cu statul? În special, pe înzestrarea armatei. Nu știu dacă dumneavoastră puteți face în momentul acesta comparații cu ce se întâmplă acolo.
Dar vreau să vă spun că fiecare epocă a avut în România câte o Elena. Nu e nicio fel de... Câte o Elena. Elena Lupescu a fost cu Carol al II-lea. Vă referiți la Troia. Am avut o Elena Ceaușescu. Și, cu voia dumneavoastră, am mai avut și alte Elene, chiar în județul Neamț, pe post de deputat. Elena lui Carol a reușit să creeze în jurul său o camarilă, a reușit să-l conducă spre acel stil de conducere, autoritar. Țineți minte Daciada și Cântarea României? Citiți în această carte un capitol și o să vedeți cum se organizau serbările restaurației și, dacă nu mă înșel, Daniel, o să te rog să-mi spui, Săptămâna Sportului sau cum se chema. Aveau niște serbări atunci. Era chiar cu Școala Altfel. Da, un fel de Școala Altfel și Săptămâna Sportului. Se organizau manifestări pe terenul de la Borzoghean în Neamț, și aveți documente aici, în comunele din județ, și prefecții aveau grijă de lucrul acesta. Aveau grijă să se facă totul conform regulilor și trebuiau să raporteze. Care este diferența între ce făcea prefectul de atunci, primul secretar de pe timpul comuniștilor, și cu voia dumneavoastră, conducătorii de acum? Mare lucru nu s-a schimbat. Acum, dacă judecăm din punctul de vedere al corectitudinii politice actuale, putem să-l judecăm și așa pe Carol al II-lea, despre care toată lumea a spus că este dictator, a distrus, a făcut. Dar să ne aducem aminte că a fost unul dintre cei mai mari sprijinitori ai artelor. Pe timpul lui s-au publicat lucrări de referință în literatură, în istorie și în alte domenii. A sprijinit știința, a sprijinit, în timpul lui a înflorit un stil arhitectural. Orașele au înflorit pentru că toată lumea își dorea, remarca foarte bine academicianul, dacă nu mă înșel, Teodorescu, că toți îl doreau, doreau un asemenea rege la vremea aceea, cu excepția câtorva politice. Din punctul de vedere al corectitudinii politice, el este un dictator și un om care a făcut foarte mult rău României, dar fiul său, Mihai, apare cu formula luminoasă. Un om care n-a făcut compromisuri, un om care... Mai că să ne aducem aminte. Dacă Carol al II-lea a avut un adversar clar în vremea aceea și puternic, un naționalist, Corneliu Zelea Codreanu, da? Mihai al II-lea, Mihai I, scuzați-mă, și-a sărbătorit ziua la Iași, în cămașă verde. Cum îi mai judecăm? Și toate lucrurile acestea apar în această carte. Eu nu pot decât să mă înclin în fața autorilor, autorului și, și colectivului care a lucrat la documentare și să vă spun că trebuie citită, pentru că are multe informații din Neamț. Și cu asta închei, că eu vorbesc mult de aici. Știți? În momentul în care Carol al II-lea și-a părăsit familia ca să căsătorească prima dată cu o domnișoară Zizi, Lambrino nici nu mai contează, că era dintr-o veche familie, deci cu o domnișoară Zizi și-a plecat de la comanda regimentului care era la Târgu Neamț, deci a fost comandantul regimentului din Târgu Neamț, în timp ce familia era la Bicaz și a plecat și s-a căsătorit la Odessa, parcă la Odessa, cred, la Odessa. La Odessa.
Deci a plecat el practic, a trădat și haina militară și familia. Cine vrea să vadă ce a însemnat asta pentru familie, să citească Amintirile Reginei Maria, în care spune foarte clar, ai trădat tot ce era mai bun în familia aceasta și ai trădat țara. Ei bine, el pleacă și se duce, da? Din Neamț. Facem o trecere peste timp. În Neamț, un mareșal, ostracizat acum din istorie și cu statuia aruncată din oraș după ce a fost făcut cetățean de onoare, Ion Antonescu, spunea tot din Neamț, din Piatra Neamț, Oșteni, Gordon, treceți Prutul. Ce ar însemna oare un traseu turistic bazat pe aceste lucruri care apar și în această carte? Casa de la Bicaz, domeniul de la Bicaz, locul regimentului, locul de unde s-a ordonat să trecem, să treacă Prutul armata română, am trecut toți Prutul atunci altfel, în gânduri, că de atunci nu mai avem curaj să spunem că trecem Prutul, pentru că nu-i corect din punct de vedere politic. Deci, acesta este îndemnul pe care vi-l fac, citiți cartea, sunt lucruri absolut senzaționale aici și multe informații din Neamț. Vă mulțumesc, dacă am vorbit prea mult, îmi cer scuze.